Eveniment cultural de marcă la Slatina pe 17 martie, pus la cale de PNL Olt. O întâlnire specială cu scriitorul Stelian Tănase și cu cele mai recente cărți ale sale, de mare succes la public. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi, deși este zi de weekend, este sâmbătă, sunteți într-un număr așa mare la un nou eveniment cultural al filialei Olt. Așa cum știți, doctrina partidului nostru are o înclinare către intelectualitate, către dezvoltarea culturală a individului. Au mai fost astfel de evenimente în care am invitat scriitori celebri în sânul nostru și vor mai fi și în continuare. Mai întâi a fost întâlnirea scriitorului cu regele Mihai, apoi scenariul și filmul. Dinastia a devenit carte cea mai citită în România din ultimele 100 de zile. Stelian Tănase și Elena Vijulie ne dezvăluie în numai 224 de pagini povestea celor patru regi care au făurit România modernă. La mijlocul anilor 2000, într-o discuție în cercurile monarhiste, ca să zic așa, cele mai înalte, că ar trebui să facem cunoscută cauza monarhistă în România într-un mediu în care foarte mulți oameni spun că nu știu nimic despre, nu numai despre regele Mihai, dar despre regii noștri. Este o poveste în cuvinte și imagini rare, profund documentată, care dezvăluie adevăruri neștiute. O carte pentru toți, dar mai ales pentru copiii noștri. Când a murit în septembrie 1914, a lăsat țara cu cea mai puternică monedă din Europa. În 1866 România nu avea monedă, pentru că era provincie a Imperiului Otoman. Nu era obiect de drept internațional România, țara românească, da? Și a lăsat țara cu un ban care, dacă te duceai așa la o bancă la Paris sau într-un hotel, apăreau trei soia să o bage în buzunar, că avea cea mai mare forță, în sensul că se baza pe grâne și pe petrol și pe rezervele de aur ale României. Dar noi trebuie să spunem povestea asta despre regii noștri. Carol I n-a fost un neamț, cum l-au tratat comuniștii, care a venit cu două valize și s-a îmbogățit. Castelul Peleș e făcut în banii lui de acasă, de exemplu. Câți bani a dat la spitale și la gări și la școli, nu mai el știe, din buzunarul lui, din banii lui. Nocturnă cu vampir, opus 1, este prima dintr-o trilogie. Stelian Tănase lucrează deja la al doilea volum, numit Transilvania, un roman polițist despre lumea coruptă a unui București sordid aflat în tranziție, în care criminalul își trage victimele, personaje putrede din înalta societate, în țeapă. Ceea ce îl face pe cititor să empatizeze cu criminalul devenit justițiar. Cărțile aduse s-au epuizat repede, publicul a avut parte de semnătura autorului. Deocamdată nu există în puținele librării din Slatina, dar pot fi comandate online. Îl puteți urmări pe Stelian Tănase într-un interviu în exclusivitate la Olt TV, miercuri 21 martie, de la 20:20.